piesa lui Vero la Virgin Radio Breakfast. De ce a intrat asta? Bă, eu am o relație specială cu Irina de mulți ani și mi-e foarte dragă și a fost acolo la... Deci eu am fost la început la ea, da, și ea la început, la așa, și m-am emoționat și am pus piesa lui Vero, de, random, așa, okay, ca nicio chestie. Hai să jucăm banii sau valiza. O avem la telefon pe Andreea din Suceava. Yeah. Bună dimineața, Andreea, stai numai puțin, te rog. Andreea, poți să aștepți? Da, sigur. Bine, vreau 5 minute, așa. În cazul în care se întrerupe, vreau să întreb sincer, poți să cedezi oportunitatea de a juca banii sau valiza Irinei astăzi? Nu! Sunteți incredibil. Stai puțin. Dar eu n-am noroc la din astea, să știi. Nu, pe bune, chiar n-am. Tu ești cu munca. Da. Pe muncă, eu știu că dacă muncesc, primesc. Dacă nu muncesc, nu primesc. Da, da, muncești să prinzi linie la Virgin. Liniște în sală! Riști sau mergi la sigur? Banii sau valiza? La Virgin Radio Breakfast. Gata, am revenit după piesa lui Vero, intrat așa. Bună dimineața! Draga noastră Andreea din Suceava. Care e înghețata ta preferată? Ce aromă preferi tu de înghețată? Pentru că gelateli și Bon Gelati, prietenii noștri de la Lidl. Cum? Zic caramel, zic caramel, zic caramel. Caramel versale. Avem acolo. Hai. Uite, avem un frigider, vrei? Nu cred. Păi cum? Da. Și ne faci și refil. Mă bag direct după. Da. Mama, și îmi și place înghețata asta. Oh. Pe bune, adică fără nicio reclamă acum. Romo, direct. Mamă, să tăiați factură, tată. Da. Că la Irina e grav. Gra. Venim, așa, trebuie să o ținem. Andreea, tu mai ești cu noi? Da, da. Noi suntem. Unde ești, Andreea? Acasă. Da. Unde mai exact, în casă? Am avut chiar cuvânt. La Suceava. Nu, în casă, gen, ești în sufragerie, ești în bucătărie. În dormitor. Atunci întinde-te pe pat și hai să jucăm banii sau valiza. Ai o valiză în minte, Andreea? Nu, ce numere au mai rămas? Imediat, suntem de aceeași vârstă, Andreea. Mai avem numărul 18 pentru cei plus 18, 22, 34, jos nu văd. 36, 37, 42, 43 și 46. Bingo! Astea 37 are, să fie. Are o semnificație pentru tine? Te vezi, n-aș fi ales niciodată 37. Ia uzi, Irina a zis că n-ar fi ales. Stai așa. Ești sigură că vrei 37? Nu, lasă, nu, asta zic. Eu nu sunt norocoasă. Eu n-aș fi ales 37. E bine. Cred că e bine, da. Bun. Hai să vedem. De ce? A zis de ce 37? N-a zis. La întâmplare. La întâmplare. La întâmplare. Păi bine. Tu ai 27, mergem pe 37. Nu cred. Tot la întâmplare zicem și noi, draga noastră, 150 de euro. Prima ofertă. Valiza. Valiza? Irina? Te-ai prins care e sistemul? Da, fă și tu o ofertă. O ofertă un pic mai mare de 150 de euro. 155 de euro. Auzi, de la Irina. Irina ține cu casa, să nu cheltuiască banii Virgin Radio. Da. Încă vreau să iau valiza. 200 de euro. Valiza. Sau valiza. 350 de euro. Hai! Dunărea mea. Ok, banii. Mamă, dar așa urâtă joci. Uite-vă cum s-a jucat cu noi așa, bam. Ok, banii, valiza, banii. Poți să-i zic cât a pierdut? Sau nu? Da. 50 de euro. Ai pierdut? Mergeam adică până la 400 de euro, să știi. Da. Nu-i nimica. Dar ești supărată? Nu ești supărată, eu sunt bucurată că v-am prins. Ei, păi așa, cuprinde-ne cu totul. Te cuprindem dulce și strâns. Deschidem valiza în momentul ăsta. Să vedem ce n-ai câștigat. Că de câștigat. Noi nu știm teoretic. Nu, chiar nu știm. I-am întrebat. Ia să vedem dacă am... Poatea să zică 700 sau valiza și ea zicea 700 și lua 700 de euro? Nu. 400 maxim. Asta a fost maxim. 400 de euro. Okay. Ia să vedem. Astăzi în valiză ai pierdut? Ai pierdut o boxă inteligentă Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Câte hey Siri. Hey Siri. Bun. Nu merge, cât nu s-a deschis. Draga noastră, te lăsăm, n-ai jucat așa sec un pic. 350 de euro sau valiza, ai ales 350 de euro. Îți cumperi ce vrei tu cu ei. Eu tot aș fi ales. Tu? Eu tot banii aș fi ales, da. De ce? Așa, banii
Păi auzi, sunt... dar vorbește lumea că e mulți bani. De ce-i fi ales bani? Să mai fie ce? Mulțumim mult, ne întoarcem. Să nu închizi, Andreea, da? La Virgin Radio cu Irina Rimes. Doamne, finally, a venit fata noastră! Nu știm ce faci sâmbătă, dar noi îți facem program la Virgin Radio. De la 2